Astăzi a fost sărbătoare și pe Bulevardul Revoluției din Timișoara. Cu steaguri tricolore în mâini, așa au sărbătorit timișorenii Ziua Națională a României. Mândri că sunt români, oamenii au intonat imnul și au participat la tradiționala paradă militară. Manifestările dedicate Zilei Naționale au debutat la Timișoara cu intonarea imnului de stat al României, după care a urmat ceremonialul religios, oficiat de înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Astăzi este ziua de Paști a neamului nostru românesc. Astăzi putem spune că a reînviat România și Dumnezeu să o țină mereu sub aura luminii sale. Să fie binecuvântați toți care au contribuit la realizarea Marii Uniri și nu puțin au fost și din cei care au fost slujitori ai altarelor bisericii noastre strămoșești. Prefectul județului Timiș a citit mesajul transmis românilor de prim-ministrul României, Mihai Tudose, cu ocazia Zilei Naționale. 1 decembrie 1918 a făcut ca România să devină unită și respectată, iar istoria a demonstrat că acest moment a deschis drumul către o perioadă de modernizare a țării. 1 decembrie le-a adus românilor demnitatea și îndeplinirea idealului național. Centenarul Marii Uniri este angajamentul nostru pentru redefinirea valorilor naționale. Centenarul Marii Uniri va fi nu doar un moment de marcare a istoriei, ci, mai ales, un punct de reper pentru repunerea la locul cuvenit a identității naționale. Mă simt foarte onorat să vă pot transmite azi, de Ziua Națională a României, un gând bun în numele Consiliului Județean Timiș. 1 decembrie este o zi de mare sărbătoare în care toți românii suntem uniți din nou. Anul 1918 a reprezentat în istoria poporului român anul triumfului idealului național, al încununării victorioase a luptelor și sacrificiilor umane pentru înființarea statului național unitar. Marea Unire din 1918 este pagina cea mai frumoasă a istoriei românești. Măreția ei constă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera unui om politic, a unui guvern sau unui partid, ci este fapta istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan izvorât din conștiința unității neamului. În acordurile fanfarei militare a brigăzii 18 Infanterie Banat au definat cadre militare ale detașamentelor Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, Poliției de Frontieră și Penitenciarului Timișoara. Ceremonia militară s-a încheiat cu prezentarea onorului brigăzii 18 Infanterie Banat.